Cu siguranță nu te-ai gândit la asta până acum, însă astrele sugerează că fiecare nativ al horoscopului european ar avea câte o zi în care sunt favoriți. Ce reprezentanți se simt cel mai bine în ziua de marți, în timp ce weekendul le surâde altor semne zodiacale. Verifică și tu ca să vezi dacă ți se potrivește. Berbec, sâmbătă este ziua ta norocoasă. Îți place să te distrezi, ești o persoană extrovertită, exuberantă, plină de viață și energie. Prin urmare, nu este de mirare că te simți cel mai bine în weekend. Taur, iubitor de tot ce înseamnă relaxare, călătorii, plimbări și zile fierbinți petrecute pe litoral, nativul din zodia Taur se încarcă de energie în ziua de duminică. Gemeni, pentru tine ziua de marți aduce foarte mult noroc. Te simți plin de energie și simți că poți muta munții din loc în a doua zi a săptămânii. Rac, mijlocul săptămânii îți aduce echilibru, bunăstare și liniște. Universul te sprijină și te susține pe toate planurile. Leu, nativul din zodia Leu se ferește de ziua de luni, precum necuratul de tămâie. În schimb, astrele susțin că ziua de joi i-ar putea purta mare noroc. Fecioară, perfecționist, ambițios și determinat, pentru nativul din zodia Fecioară, ziua de luni aduce noi provocări, noroc și bunăstare. Îți place să-ți organizezi planul pentru o nouă săptămână chiar din prima zi a acesteia. Balanță. Nativii din zodia Balanță parcă așteaptă non-stop să vină ziua de vineri. Așteptarea weekendului pentru tine este asociată cu relaxarea. Scorpion. Ziua de marți îți surâde, atunci te încarci de energie și simți că poți realiza orice. Săgetător. Dacă e sâmbătă, știi că nativul din zodia Săgetător va fi cu zâmbeturi larg până la urechi, planificând cele mai tare experiențe alături de prietenii apropiați. Capricorn. Potrivit astrelor, ziua de miercuri le aduce mult noroc nativilor din zodia Capricorn. Relatează playtech.ro.